Mulțumesc! Preasfinția voastră, onorați invitați, o gardă de pașoptiști vă prezintă onorul. Dreptate și frăție! Dreptate și frăție! Dăm cuvântul domnului Dumitru Zăgănescu, trimis extraordinar al ministrului dinuntru. Dreptate, frăție! Domnului ministru dinuntru, ieri, joi, la 29 ale curgătoarei luni, după oarecare încetare a boalei holerei, adunându-ne cu toții cetățenii râmnicului Vâlcei și clerul bisericesc într-o câmpie înconjurată cu arbori ce este în marginea cetății, precum și domnul administrator cu toți funcționarii și garda națională în armată, purtând 6 stindari de tricolore scrise pe dânsele deviza nației și numele districtului. Garda Națională, având în numărul ei și trupa de austriani, locuitori între această cetate și subscrisă de bunăvoie, au format un cortegiu foarte frumos. În mijlocul acelui câmp s-a făcut de onorabilul magistrat o tribună împletită cu ramuri verdi de arbori și un arc de triumf împletit cu flori și cu Sfânta Cruce deasupra, unde, începându-se sfânta ceremonie de către miniștrii cerești, s-au citit cele 21 puncturi de Constituție. Apoi, suindu-ne pe tribună, am ținut un discurs de o oră cu cele mai vii expresii asupra sfintelor drepturi naționale, așa încât tot cetățeanul, de orice religie, mi-a răspuns prin mii de aclamații. Să trăiască Constituția, să trăiască poporul român și guvernul provizoriu. Iar Garda Națională, la cuvântul să trăiască Constituția, a răspuns printr-un număr însemnat de arme cu salve detunătoare. Între acest pompos Constituțiu, aflându-se și domnul Anton Pan, profesor de muzică, împreună cu câțiva cântăreți de aceeași profesie, au alcătuit o muzică vocală pe niște versuri prea frumoase, puse pe un ton național plin de armonie și triumfal, cu care a ajuns entuziasmul de patrie în inimile tuturor cetățenilor. De aici ne-am întors în cetate cu muzica vocală, cântând până la locuința domnului administrator, unde, mai strigând încă de 3 ori să trăiască poporul român, Constituția, guvernul, s-au împrăștiat prin cetate. Astfel, domn ministru, s-a serbat sacra zi de 11 iunie, care va rămâne neștearsă din analele și inimile României. Salutare și frăție! Dreptate și frăție! Salutare și frăție! Dreptate și frăție! Salutare și frăție! Dreptate și frăție! Înalt preasfinția voastră, stimate domnule prefect, stimate domnule președinte al Consiliului Județean, stimați oaspeți din străinătate, dragi vâlceni, într-o adunare asemuită de unii istorici cu cea de la Izlaz, acum exact 175 de ani, râmnicenii sărbătoreau Revoluția Pașoptistă în lunga de la marginea orașului, unde astăzi se întinde Parcul Zăvoi. Era jurământul de credință al unei comunități mici, dar inimoase, față de idealurile unei Românii moderne și independente,
un pas important în traiectul istoriei recente a țării noastre. Am dovedit atunci că suntem altfel decât restul lumii, mai deschiși către viitor, mai dispuși să susținem noile tendințe și drepturile care ni se cuveneau, dispuși să susținem noile tendințe. Și ca un simbol a acestei atitudini, în urma acelei adunări, ce a însuflețit pe râdniceni într-o zi fierbinte de la sfârșitul lunii iulie 1848, a rămas un cântec, Deșteaptă-te române, cel care astăzi este imnul României. Nu era prima dată când Râmnicul alegea să fie deasupra altor orașe românești. Capitală domnească a lui Mircea cel Bătrân, centru cultural sub episcopul Antimi Vireanu, loc de popas îndrăgit de domnitorii precum Pătrașcu cel Bun sau Constantin Brâncoveanu, orașul nostru a fost mereu cu un pas înaintea multora spre mândria locuitorilor săi. Chiar și istoria mai recentă a zilor noastre, Râmnicul nu încetează să arate că este deosebit de alte centre urbane. Suntem pe un traseu de dezvoltare accelerat prin proiecte cu fonduri externe care ne situează în fruntea regiunii și la egalitate cu mari orașe din România. În cuprinsul municipiului se află obiective ce dețin de recorduri nu doar la nivel național, ci chiar internațional. Suntem constant pe primele poziții pe țară cu performanțele extraordinare ale elevilor noștri. Și despre multe altele se mai poate spune că doar în Râmnic se petrec sau pot fi văzute. Acest fel de a fi este, până la urmă, cel mai bun mod de a onora cele petrecute urmă cu 175 de ani pe locul actualului Parc Zăvoi. Să încercăm mereu să fim altfel, mai buni, mai inteligenți, mai iuți în decizii. Să arătăm tuturor că Râmnicul este un loc cum altul nu-i, iar râmnicenii sunt oameni cu totul deosebiți, primitori, harnici, mândri de orașul lor și de istoria acestuia. Am fost deasupra vremurilor la 29 iulie 1848. O mai putem face ori de câte ori ne dorim. Important e doar să vrem, să lăsăm deoparte ambițiile personale și să ne unim pentru binele comun. Pentru că doar așa se cinstește istoria unei comunități și doar astfel se construiește viitorul ei. La mulți ani, inul național Deșteaptă-te române, pornit în urmă din aceste locuri, cu 175 de ani. La mulți ani Râmnicului și tuturor râmnicenilor! Dau cuvântul în al preasfințitului Varsanufie. Distinși reprezentanți ai autorităților locale și centrale, distinși oaspeți, dragii mei, cuvântul meu de astăzi se intitulează Imnul de Stat al României, Solemnitatea afirmării unității și identității naționale. Imnul de Stat al României, Deșteaptă-te române, străbate conștiința poporului român prin profundele sale conotații simbolice sau patriotice, care evocă apartenența la același neam și tezaurul valorilor spirituale și culturale, încât a devenit o emblemă a idealului de libertate, atât în contextul puternicului având de eliberare națională din secolul al XIX-lea, cât și în momentul redobândirii libertății după Revoluția din 1989. De aceea, ziua imnului de stat al României este un prilej binecuvântat de a exprima recunoștința noastră înaintea lui Dumnezeu pentru marele dar al libertății și unității naționale. Solemnitatea intonării poeziei revoluționarului român de la 1848, Andrei Mureșanu, care s-a bucurat prin contribuția remarcabilă a folcloristului, cântărețului bisericesc și dascului de psaltichie, Anton Pan, de o armonioasă linie melodică, a stârnit prin tonul său ferm un ecou puternic în inimile locuitorilor municipiului Râmnicu-Vâlcea, pătrunși de credința vie că libertatea aparține fiilor neamului. Suntem așadar mândri de faptul că din strana Bisericii Buna Vestire din Râmnic, dascălul de psaltichie Anton Pan, participând la ceremonia de sfințire a standardelor libertății naționale organizată la Biserica Toți Sfinții, a intonat imnul Deșteaptă-te române pentru întâia oară în orașul de sub poalele capelei în ziua de 29 iunie 1848. Mesajul mobilizator al versului întâi, care a conferit și titlul imnului Deșteaptă-te române, alătură actului permanentizat în istorie al deșteptării din acel somn de moarte
al afirmării identității și demnității poporului român, adesea întristat și înduliat de-a lungul multor secole, un moment de răscruce țâșnit cu putere din străfundurile conștiinței unității neamului. Acum ori niciodată se dorea a fi, prin cuvânt și faptă, o permanentă stare de veghe spre propășirea națională, spirituală sau culturală. Ori toate acestea nu puteau fi așezate în conștiința poporului român decât prin sentimente de solidaritate și ajutorare frățească, ce nutreau speranță și pace prin îndemnul spre libertate și unitate, risipeau frica de moarte și întăreau nădejdea în învierea cea de obște prin misiunea preoților cu crucea în frunte, mitropoliți, ierarhi, preoți și monahi, care au apărat unitatea de credință și de neam. În felul acesta descoperim în cele 11 strofe ale imnului de stat al României reperele identitare care au conferit statornicie poporului român. Limba, ce a păstrat unitatea prin acutatețea graiului, credința, ce a înveșmântat valorile naționale în lumina împărăției lui Dumnezeu și cultura care prilejuiește o cunoaștere a identității noastre în istorie și izvorăște forța de a ne mărturisi și a apărea idealul de neatârnare spre a nu fi sclavi iarăși în vechiul nostru pământ. Prin intonarea imnului Deșteaptă-te române, aducem un pios omagiu tuturor eroilor români care s-au jertfit pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului nostru și îi cinstim cu aleasă recunoștință pe toți aceia care veghează la păstarea independenței și a identității naționale. La aniversarea 175 de ani de la prima intonare a imnului național, recunoștința față de Andrei Mureșanu și Anton Pan trebuie să fie un izvor de inspirație către o conștiință mereu trează pentru a cultiva și a apăra libertatea și demnitatea națională, urând tuturor la mulți ani. În limit să ia cuvântul pe prefectul județului Vâlcea, domnul Mihai Oprea. Înaltă Sfinția voastră, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, dragi oaspeți, suntem onorați pentru faptul că aici, la Râmnicu Vâlcea, s-a intonat pentru prima dată, într-un cadru oficial, imnul național Deșteaptă-te române. Conform Constituției României, imnul național este considerat simbol național alături de drapel, stemă și sigiliul statului. Valoarea mobilizatoare a versurilor lui Andrei Mureșanu a insuflat românilor putere și speranță. Ziua de 29 iulie a fost proclamată în conformitate cu legea numărul 99 din 1998, ziua imnului național al României Deșteaptă-te române, fiind un simbol al Revoluției Române din anul 1848. Este datoria noastră să transmitem generațiilor viitoare idealurile înaintașilor noștri și să fim mereu uniți în jurul simbolurilor naționale. La mulți ani, dragi români, la mulți ani, dragi vâlceni! În limit să ia cuvântul pe președintele Consiliului Județean, domnul Costel Dorescu. Bună ziua! În altă preasfinția voastră, domnule primar, domnule prefect, dragi și invitați și oaspeți de peste mări și țări, stimați membrii Parlamentului României, consilieri județeni, consilieri municipali, dragi colegi în administrația publică locală și centrală, suntem astăzi aici la o zi, cât o zi națională. De ce spun asta? Pentru că de 175 de ani, zic eu, că românii duc mâna la inimă. Din mândrie, din prețuire și din recunoștință pentru cei care ne-au dat imnul național. Despre înaintașii noștri au vorbit și vor vorbi pe parcursul zilei reprezentanții ai statului român. Eu am să îi aduc însă o să le aduc mulțumire și celor care au făcut posibil printr-o lege ca această zi să fie atât de importantă. Și mă refer aici la deputații
De la vremea aceea, Sabău, Traian, Dumnezeu să le odihnească, Axinte Gaspar și Gheorghe Vâlcean. Este foarte cald, discursul meu se va încheia aici, felicitându-l pe domnul primar pentru ambianța creată și pentru programul pe care l-a pregătit în aceste zile. Îl rog pe bunul Dumnezeu să vă dăruiască multă sănătate și să vă dea puterea să faceți lucruri bune și plăcute înaintea lui Dumnezeu, pentru că dacă veți face așa, veți fi iubiți și de oameni. La mulți ani, români și România, la mulți ani imnului nostru național. Doamne ajută, o zi frumoasă, ne vedem în zăvoiul râmnicului, bineînțeles. Doamne ajută! Mulțumesc, domnul președinte. Eliberez cuvântul pe directorul Palatului Copiilor Râmnicu Vâlcea, domnul Cătălin Seulescu. Eu o să vă propun să ne întoarcem în timp, să ne întoarcem acum 175 de ani, în Râmnicu Pașoptist, să vedem cum era Râmnicu atunci. Și anume, Râmnicu, i se spunea simplu Râmnic, sau Râmnicu de la Olt, sau Râmnicu de Sus, pentru a se distinge de Râmnicu Sărat. Era un oraș situat geografic în bariere naturale. La est avea râul Olt, la vest dealul Capela, la sud râul Olănești, iar la nord dealul Cetățuii. Pe de altă parte, cartografiile vremii ne arată undeva la 651 de locuințe în vremea Revoluției în Râmnicu Vâlcea, aproximativ 5.000 de locuitori. Exista, orașul era dominat de episcopie, sigur existau vechile și mai noile biserici cu hramul Bunei Vestiri, a Sfântului Gheorghe, a Sfântei Parascheva, a Sfântului Dumitru, Bărăția, dar exista și o școală normală, un seminar teologic, un oficiu sanitar și o comandură de pompieri. Râmnicul trecuse însă printr-un dezastru în 1847. Un mare incendiu distrusese în mare parte din oraș, inclusiv sediul episcopiei, Biserica Toți Sfinții, școala. Era 50 de locuințe și bordeiul vinovaților. Acest an 1848 este așadar, găsește Râmnicu așadar în ruină, dar este un an al speranței, pentru că aici, după izbucnirea Revoluției, se dorește ca și la Râmnic să se implementeze aceste obiective naționale ale Revoluției Pașoptiste. Astfel, s-a spus aici și s-a citat din documentul emis de Dimitrie Zăgănescu, orașul are punctul culminant în data de 29 iulie, când se cântă pentru prima dată într-un cadru oficial imnul național Deșteaptă-te române. Totodată, Râmnicul este un râmnic conglomerat de naționalități și chiar spițele vechi boierești dispar din peisajul Râmnicului. Rare ori un Olănescu, un Hulubescu sau un Guran mai vin de la Moșie la Râmnic, sau eu știu, socotenii dispar și ei cadam, unindu-se ultima descendentă a lor, Bica Socoteanu, cu la Hovărești. Dar Râmnicu avea un târg săptămânal marțea, se desfășura pe terasă, și un târg anual în septembrie la Râureni. A doua zi după 29 iulie, pe 30 iulie, primește entuziast la Râmnic, general Magheru vine însoțit de 500 de călărași, care se va stabili tabăra la Râureni. Acolo, până în septembrie, vor veni 30.000 de oameni. Chiar dacă fusese holeră, chiar dacă fusese foc, acești oameni sunt entuziasmați și vin să apără idealurile Revoluției. O să găsim însă deznădejdea celor participanților la tabără, pentru că ei vor fi nevoiți să părăsească tabăra în urma intervenției ruso-turce. Și mai mult, Râmnicu va fi nevoit să încartiruiască în oraș, în septembrie 1848, aproximativ 5.000 de soldați ruși și 8.000 de soldați turci. Dar Râmnicu este un oraș al speranței. Cele două mari focuri care au mistuit Râmnicul în perioada 1847, focul natural, și 1848, focul idealistic al Revoluției, vor purifica Râmnicul și vor da speranțe de dezvoltare. Râmnicul s-a dezvoltat, se dezvoltă și este un oraș, unul dintre cele mai frumoase orașe ale României. Pe de altă parte, să nu uităm să cistim această zi a imnului național. Imnul este, așa cum s-a spus, un simbol național, este un legământ al nostru cu străbunii care au luptat pentru noi sub imboldul lor. La mulți ani! Mulțumesc, domnul director! Dragi invitați, cum puteam onora mai bine meritele înaintașilor noștri decât cinstind valorile actuale pe care construim viitorul comunității?
Elevii râmniceni ne-au făcut de atâtea ori mândri, situând județul în topul național la rezultatele obținute, fie că vorbim de examenele naționale, de olimpiade sau de concursuri internaționale. Primăria municipiului și-a făcut o datorie de onoare în a sprijini și premia cele mai performante realizări ale tinerilor din Râmnicul Vâlcea. Iar astăzi, în acest cadru deosebit, am bucuria să înmânez diplome de excelență și consistente premii în bani celor care au obținut media 10 la evaluare națională, la examenul de bacalaureat de această vară și la Olimpiada Națională de Chimie. Vă mulțumesc tuturor pentru sentimentul de mândrie pe care ne-l aduceți cu fiecare succes pe care îl obțineți. Și doresc să transmit felicitările mele cele mai sincere părinților, profesorilor acestor elevi minunați, precum pentru toate eforturile și chiar sacrificiile care au făcut posibil un astfel de eveniment emoționant. Iar acum, în această zi extraordinară pentru noi români, aș vrea să fac premierea și premierea să fie făcută de reprezentanții orașelor înfrățite. O invit pe doamna primar Șilinga, Sinilga, primar al sectorului Ciocana din Chișinău, să ofere premii elevilor care au obținut nota 10 la examenul de valoare națională Bondoc Ana Maria, școala gimnaziană Anton Pan și Cebuca Alexia Maria, școala gimnaziană Anton Pan. Invit pe doamna primară al orașului Crușeveț, Serbia, doamna Jasmina Palurovici, să premieze elevii care au obținut a 10 la evaluare națională, Constantina Andreea Maria, școala gimnazială Anton Pan și Fugăroiu Miruna, școala gimnazială Anton Pan. Invit pe domnul viceprimar al orașului Pesaro, Italia, domnul Daniele Vimimi, să premieze elevii Marica Maria Alexandra, școala gimnazială Anton Pan și Dubrăvescu Ioana Alexea, Colegiul Național de Informatică Matei Basarab. Invit pe domnul Fabrizio Ruggero, reprezentantul orașului Tempio, Pansania, Italia, să ofere premiile elevilor care au obținut nota 10 la examenul de evaluare națională Mazilu Georgiana Adelina, Colegiul Național de Informatică Matei Basarab și Stamate Tudor Florian, Colegiul Național de Informatică Matei Basarab.
Îl invit pe viceprimarul orașului Dura, Hebron, să facă premieră domnul Favzi, să facă premieră elevilor Lazar Luca Ștefan, școala gimnazială Mihai Eminescu și Șogor Eric Ștefan, școala gimnazială Mihai Eminescu, nota 10 la examenul de valoare națională. Îl invit pe domnul Vail, ministrul consilier, să ofere premiile elevilor care au obținut nota 10 la examenul de evaluare națională Ieremia Luiza Nicoleta, școala gimnazială Tache Ionescu și Manda Maria Adelina, școala gimnazială Tache Ionescu. Îl invit pe domnul Antonio Zevros, primarul orașului Agios Nicolaos, Grecia, să ofere premiile elevilor care au obținut nota 10 la examenul de valoare națională, Strejan Raluca Maria, școala gimnazială Tache Ionescu și Teodorescu Darea Ștefania, școala gimnazială Tache Ionescu. Avem reprezentat care ridică primul. Felicitări! Felicitări! Îl invit pe domnul Tomaș, primarul orașului Kroměříž, Cehia, să ofere premiile elevilor care au obținut premiul întâi la Olimpiada Națională de Chimie. Cosac Robert Mihai, școala gimnazială Tache Ionescu și elevii care au obținut nota 10 la bacalaureat, Barcan Ana Nicoleta, Colegiul Național de Informatică Matei Basarab. De asemenea, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să felicit atât elevii cât și părinții, și anume Jarcalete Alexandru Gabriel, evaluare națională, care a obținut nota 10, și Negruțoiu Darea Florentina, care a obținut nota 10 la bacalaureat și din motive obiective nu au putut veni în această zi. Încă o dată vreau să vă mulțumesc, dragi elevi, din suflet, pentru onoarea pe care ne-o faceți nouă, și pentru numele pe care îl duceți mai departe, numele municipiului Râmnicu Vâlcea. Felicitări și tot așa să o țineți. Declar închisă ședința festivă a Consiliului Local dedicat zilei imnului național. Vă invit să fiți alături de noi la procesiunea care va avea loc de la primăria municipiului Râmnicu Vâlcea până în parcul Zăvoi. Vă mulțumesc!